911. What's the address of your emergency? Airport Road, 7385. Airport Road? Yeah. We just walked in the store and seen the guy down the chain on the floor. Looked like they'd been robbed. Could you tell if he was injured at all? I seen blood on the floor and he's down. I didn't even walk back there and look. Hei frumoșilor, bine v-am regăsit pe canalul meu. Pentru cei noi, bine ați venit! Numele meu este Patricia, iar în acest episod de Mystery and Crime vom vorbi despre cazul șocant al unui bărbat pe nume D.K. Chaudhary. Pentru povestea de astăzi, ne aflăm în Georgia, mai precis în Dalton, un oraș cu o populație de aproximativ 30.000 de locuitori. La marginea orașului, pe strada aeroportului, vis-a-vis de o benzinărie, era deschis non-stop magazinul Cancus Express. Suntem în anul 2014, iar unul dintre angajații acestui magazin este D.K. Chaudhary, în vârstă de 47 de ani. D.K. s-a născut pe data de 14 noiembrie 1967 în India, într-o familie foarte săracă. Băiatul a fost nevoit încă de mic să muncească pentru a-și ajuta părinții, iar la un moment dat, când a crescut mai mare, la vârsta de 35 de ani, a decis să își schimbe viața și să își încerce norocul în altă țară. D.K. a plecat în America, iar obiectivul lui era să se angajeze, să pună bani deoparte și să le trimită părinților în India. A locuit mai întâi câțiva ani în New Jersey, apoi l-a cunoscut pe patronul magazinului Cancus Express, acesta i-a oferit un loc de muncă și, uite așa, D.K. a acceptat și s-a mutat în Dalton. Chiar dacă era doar de 4 luni în noul oraș, D.K. a reușit să-și facă mulți prieteni, în special a început să se înțeleagă foarte bine cu colegii de la servicii. Colegii lui au spus despre D.K. că era un om bun, foarte amabil, era un coleg excelent, mereu disponibil să te ajute dacă aveai nevoie și se vedea că venea cu drag la servici. În fiecare zi își aștepta clienții cu zâmbetul pe buze. Adevărul este că D.K. era foarte fericit. Era mândru de el că se descurca și reușea să le trimită bani părinților în India. În plus, iubea America, iubea noul oraș, Dalton. I se părea orașul perfect pentru el, la fel și noului job. Era duminică 9 martie 2014. Ca de obicei, D.K. a ajuns la servici la ora 19 și ar fi plecat acasă abia dimineața. Dar, la ora 23:30, clienții l-au găsit mort. În jurul orei 23:30, un bărbat pe nume Mark și prietena lui au intrat în magazin să își cumpere chipsuri și suc. Și-au ales produsele și s-au dus să plătească. Au așteptat, dar nu mai apărea nimeni. Mark s-a uitat mai bine și a văzut că lângă caserie, pe jos, erau aruncați niște bani și mai multe lozuri. Atunci a început să își facă griji. S-a plimbat puțin prin magazin și la un moment dat a găsit ușa de la camera din spate. Era deschisă, se vedeau picioarele cuiva și mult sânge pe jos. Mark nu a intrat în acea cameră, s-a întors la prietena lui și ceilalți clienți și le-a spus să meargă afară. În timp ce Mark suna la poliție, o clientă și-a făcut curaj și a intrat înapoi în magazin cu gândul că poate să dea o mână de ajutor omului rănit. A intrat în cameră și a văzut că era vorba despre un bărbat, dar din păcate nu a avut cum să îl ajute pentru că acesta era mort. 911, what's the address of your emergency? Airport Road, 7385. Airport Road? Yeah. We just walked in the store and seen the guy down the chain on the floor. Looked like they'd been robbed. Could you tell if he was injured at all? I seen blood on the floor and he's down. I didn't even walk back there and look. Okay. Ladies, and go look. What? Everywhere. He's hurt. No, he's dead. He's dead. He's dead? Oh, my goodness. Poliția a ajuns la magazin și a identificat victima ușor pentru că aceasta avea buletinul în buzunar. Oamenii prezenți au fost șocați să afle că omul mort era D.K.
Bărbatul avea pe gură și pe ochi banda adezivă roșie și era sânge peste tot, în jurul corpului, pe cărucioarele din jurul lui, pe cutii, iar asta pentru că DK a pierdut mult sânge. A fost înjunghiat în stomac, în piept, în umeri și avea tăieturi în palmă. Lângă el, sub un cărucior, detectivii au găsit primul indiciu. Un telefon mobil. Erau siguri că nu putea fi al lui DK pentru că acesta avea deja un telefon mobil în buzunar. Criminalul a furat bani, lipseau în jur de 200 de dolari, dar pe lângă acești bani lipseau și destul de multe lozuri. Până la urmă, polițiștii au decis să controleze camerele de supraveghere. Au văzut că, înainte să fie atacat, DK își servea clienții ca de obicei și se uita prin magazin. La un moment dat, a rămas singur în magazin și se îndrepta liniștit spre camera din spate, când deodată a simțit că este urmărit. S-a uitat în spate și a văzut un individ mascat. Purta o bluză albă cu glugă în cap, o bandana pe gură, purta ochelari de soare, avea o geantă neagră și un pistol în mână. DK a fugit spre cameră, încercând să închidă ușa după el, dar criminalul a fost prea rapid și l-a prins din urmă. Individul nu a reușit să îl împuște pe DK pentru că a scăpat pistolul din mână, dar a scos cuțitul și l-a înjunghiat de mai multe ori. Criminalul i-a pus apoi banda adezivă roșie pe ochi și pe gură, s-a aplecat lângă DK, i-a pus mâinile pe față și s-a lăsat cu toată greutatea. Voia să îl sufoce, însă nu a reușit. Clienții se plimbau prin magazin între timp, neștiind ce se întâmplă în spate, dar unul dintre clienți a văzut ceva suspect. Este vorba despre Charles. Acesta aștepta să plătească, când deodată a văzut că o persoană îmbrăcată în alb se uita la el. Și-au vorbit puțin, apoi Charles a plecat. Odată ce a văzut că nu mai este nimeni în magazin, criminalul a început să caute prin lozuri și să fure bani. Și-a ales lozurile, a luat banii, s-a întors în camera unde se afla DK pentru că acolo lăsase geanta, a băgat totul în geantă, a ieșit afară în parcare, s-a urcat la volanul unei mașini și a plecat. Polițiștii, din păcate, nu au văzut numărul mașinii, dar au stat de vorbă cu Charles și au fost șocați să afle de la acesta că, de fapt, criminalul nu era un bărbat, ci era o femeie. Charles a declarat că a vorbit puțin cu ea. Voia să-i plătească ei doza de suc și punga de cipsuri, dar aceasta i-a răspuns că magazinul era închis, așa că el și-a luat cardul și a plecat. I'm going to get a Coke and a bag of Fagos. Bag of chips. Yep, and I put them up on the counter and I put my card up there. She was like, we're not open to business. I was like, not open to business? I said, I'm just getting my debit card back. She said, me no have your debit card. And she's talking like she's a Middle Eastern girl, but I could tell she wasn't. Charles a spus despre fată că vorbea cu un accent ciudat și că încerca să își îngroașe vocea, dar era evident că nu era băiat. Detectivii atunci au decis să se uite mai bine prin filmări și au văzut că, înainte de crimă, în magazin intrase o femeie îmbrăcată în haine negre. Avea o glugă pe cap, dar se vedea clar că era femeie. Au văzut cum a intrat în baie și s-a schimbat. Și-a luat pe ea bluza albă și și-a acoperit fața mai bine. Nu aveau alte indicii, nu știau despre cine putea fi vorba, așa că au publicat poze cu ea și au cerut ajutor publicului. În mai puțin de 24 de ore de la moartea lui DK, agenții au aflat cine era misterioasa criminală. Au primit un apel de la cineva care îi sfătuia să caute o fată pe nume Sky Raven Mims, cunoscută atunci pe YouTube ca și Sky Mims. Fata avea 21 de ani și posta des videoclipuri online. În unele dansa, în altele se machia, dar ce îi plăcea cel mai mult era să facă muzică rap. Sky Mims visa să devină faimoasă într-o zi. Agenții nu erau atât de siguri că ea este criminala, pentru că nu părea genul de persoană care ar face așa ceva, dar s-au lămurit că ea este într-adevăr vinovata atunci când s-au dus la benzinăria vis-a-vis de Cancus Express și au controlat filmările din acea noapte.
au văzut-o pe Sky intrând în benzinărie, dar de data aceasta nu avea gluga pe față. Era chiar ea, fata din videoclipurile de pe YouTube. Au văzut că a folosit și cardul și au controlat imediat și într-adevăr era cardul lui Sky Mims. Au aflat în plus că telefonul găsit lângă cadavrul lui DK era tot al ei. Deci acum erau convinși 100% că Sky Mims era vinovată. As the search continues for that suspect, the Cancun store owner remembers the employee as an extended member of his family. Right now I'm lost, you know, my mind is lost. He's always have smiling the customer and always, he's always, whenever you see him, always he's smiling, you know. Mims stole at least 90 lottery tickets after murdering the clerk. Whitfield County deputies believe that Sky Mims may be in the Atlanta area and is considered to be armed and dangerous. Agenții nu știau unde să o caute. Apărea că ultima ei adresă era în Detroit, dar erau mai mult ca siguri că nu se afla acolo. Au continuat să o caute în zonă timp de 2 zile până au găsit-o acasă la prietena ei la 30 de minute de Dalton. Când agenții au bătut la ușă, Sky s-a prezentat în fața lor în pielea goală. Țipa la ei, le cerea să o ucidă, le spunea că acum că știau adevărul puteau să o împuște și gata, s-ar fi terminat totul. Bineînțeles că nu a tras nimeni în ea, în schimb agenții au reușit să o acopere cu un cearșaf, să-i pună cătușele și au băgat-o în mașină. Dar în drum spre secție, Sky, care se afla singură pe bancheta din spate, și-a dat cătușele jos și a început să se joace cu ele. Hi. You okay? You okay? Are you okay? Jeremy. Good. She's doing something to herself. She took off her cuffs. 925, you're gonna pull over. La secție a fost interogată, dar nu a spus prea multe, s-a comportat foarte ciudat, era agresivă cu detectivii și făcea lucruri ciudate, dar bănuiesc că știți și voi deja că în astfel de cazuri mulți criminali se prefac că sunt nebuni pentru a scăpa de închisoare. Nu se știa dacă ea se prefăcea sau nu, dar în orice caz nu i-a convins deloc pe agenți. Aveau atâtea probe împotriva ei. Aveau filmarea în care îl ataca pe DK, au văzut cum l-a ucis, au văzut-o furând și nu numai. În geanta ei au găsit mănușile, banda adezivă roșie, au găsit peste 80 de lozuri, un pistol, un cuțit și toate lucrurile aveau sângele victimei pe ele. Concluzia este că Sky și DK nu se cunoșteau. Sky nu avea nimic personal cu el, pur și simplu, DK s-a aflat în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit. Sky ar fi ucis pe oricine în acea noapte. De ce, vă întrebați? Pentru lozuri. Verișorul fetei a povestit că în urmă cu 2 săptămâni, Sky a venit acasă la el. Era extrem de fericită pentru că în mână avea un loz câștigător. Urla prin casă că a câștigat premiul cel mare în valoare de $500 pe săptămână pentru tot restul vieții. Sky a fost foarte dezamăgită să vadă că de fapt nu câștigase nimic. Atunci a început să se gândească doar la premiu și era sigură că putea să câștige. Doar că Sky nu muncea, nu făcea bani, deci nu avea cum să își cumpere alte lozuri. Atunci a hotărât să le fure. Nu știu să vă zic de ce a fost atât de agresivă și atât de rece cu DK. Tot ce știu este că risca să primească pedeapsa cu moartea. Officials say the vehicle Mims had been traveling in was reported stolen in her home state of Michigan. But before this week, she had no criminal record in the Detroit area. She's accused of killing a gas station attendant at the Cancun's in Dalton on Sunday. Mims was brought to Whitfield County last night and is being held on murder charges without bond. They definitely moved things along very quickly today, calling at least 4 witnesses, including the person who called 911. Sky Raven Marie Mims walked into court ready to stand trial today. There's a kitchen area in the store. She killed him in the kitchen. She went back through that area to get to the register area.
She cleaned out the register and took several hundred dollars from the register. La înmormântarea lui DK au fost prezenți mulți oameni, printre care și câțiva detectivi care s-au ocupat de cazul lui. În fața magazinului, patronul a pus un borcan mare și poza lui DK, iar toți banii strânși în acel borcan au fost trimiși familiei sale. Sky, în continuare, declara că este nevinovată, dar risca să primească pedeapsa cu moartea. A fost dusă la un control și, într-adevăr, părea să sufere de tulburare bipolară. Avocatul ei însă era sigur că fata avea ceva mai grav de fapt. La proces, criminala a râs, s-a uitat pe pereți, iar dacă cineva se uita la ea, începea să se prostească. Era ca și cum nu avea nicio treabă cu ceea ce se întâmpla în jurul ei. Prietenii lui Sky au fost prezenți și ei la proces și au spus că în ultima perioadă au observat și ei cât era de obsedată să câștige marele premiu. Visul fetei cel mai mare era să fie cunoscută în lumea spectacolului, iar acei bani ar fi ajutat-o enorm de mult. Și-ar fi promovat melodiile, s-ar fi mutat în Atlanta, acolo ar fi colaborat cu artiștii ei preferați și așa mai departe. La proces a fost prezent și tatăl ei, Mario, care a declarat că Sky avea probleme la cap. Când locuia cu el în Detroit, Sky i-a spus de mai multe ori că o urmăreau extraterestri și că multă lume voia să o ucidă. Mario, speriat, a decis să o ajute. A vrut să o interneze undeva, dar Sky i-a luat mașina și a fugit în Dalton, iar de atunci Mario nu a mai văzut-o. În cele din urmă, Sky nu a primit pedeapsa cu moartea, dar a fost condamnată la închisoare pe viață. Dragilor, acesta a fost cazul de astăzi, unul scurt, dar interesant, cred eu. Să-mi spuneți în comentarii mai bine și părerea voastră. Dacă cumva nu v-ați abonat până acum la canal, vă invit să o faceți doar dacă aveți chef, bineînțeles. Noi oricum ne vedem și săptămâna viitoare, tot aici, cu un nou episod de Mystery and Crime, dar până atunci, vă rog să nu uitați să aveți grijă de voi.